Încă din primăvara acestui an, de când a început războiul din Ucraina, autoritățile județene au demarat o amplă verificare a adăposturilor de protecție civilă din județ. Ceea ce au găsit însă au fost spații abandonate, ori pline cu diverse lucruri aruncate, lucru ce l-a nemulțumit pe prefectul județului. După mai bine de 8 luni de când a solicitat primarilor să remedieze problemele, lucrurile au rămas neschimbate. Acum, prefectul le-a dat un ultimatum. Până la finalul anului, adăposturile să devină funcționale. Altfel, vor fi aplicate sancțiuni. În județul Hunedoara, încă de când a început războiul din Ucraina, autoritățile au demarat o acțiune de verificare a adăposturilor de protecție civilă. Ceea ce au găsit, însă, nu a fost deloc pe placul prefectului, dar nici al oamenilor, care, în caz de pericol, ar trebui să se adăpostească aici. Săptămâna aceasta a fost convocată o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara pentru a analiza starea tehnică a adăposturilor de protecție civilă din întreg județul. Acum, Călin Petru Marian, prefectul județului, le dă un ultimatum primarilor care au în localitățile arondate adăposturi și pe care nu le-au reabilitat nici până acum. Legea impune ca acolo unde există adăposturi, acestea să fie funcționale. Și avem câteva adăposturi în județul Hunedoara, în diferite orașe, în special din județul Hunedoara. Cam câte? Sunt peste 20 de adăposturi. Din păcate, am avut o discuție în primăvară cu toți cei responsabili la acestor adăposturi și toată lumea, da, se rezolvă, trebuie făcute sau refăcute, întreținute, etanșeizate, curent, apă, ventilație. Sunt câteva normative care sunt controlate de către colegii de la Inspectoratul de Situații de Urgență. Unii au început să-și facă treaba, unii mai puțin și-au făcut treaba. Și atunci am luat hotărârea să convocăm un comitet județean de situații de urgență în care să dăm termene, că la așa român, funcționăm. Până la urmă, numai cred că așa funcționează lucrurile. Și clar că am făcut un grafic în ceea ce privește implementarea acestor măsuri, pe zile, frumos, ca până la sfârșitul anului, tot ce înseamnă adăposturi în județul Hunedoara să fie funcționale. Planul de măsuri aprobat în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență prevede, printre altele, identificarea soluțiilor tehnice și estimarea unui necesar de fonduri financiare pentru remedierea deficiențelor existente la adăposturile de protecție civilă și aducerea în starea operațională a acestora. Fiecare primărie care are un adăpost în jurisdicția lui este obligată să pună în bune condiții de funcționare aceste adăposturi. La sfârșitul anului, cine nu reușește să facă ce și-a, până la urmă, și-a luat în sarcină, va suporta consecința legii. Altfel, primarii vor fi amendați dacă până la finalul anului nu vor pune la punct toate adăposturile pe care le au pe raza unităților administrativ-teritoriale, la conducerea cărora se află.